Mami, te rog, eu înțelege, lasă-mă și pe mine. Hai că promit că vin repede, de vreme. Nu știu că se răcește, dar lasă că o bag la micro... Stai, stai. Salut! Iată, m-am dat de trei ori peste cap ca greușeanu în bazmele cu zmei și după ce m-am cules de pe jos, că ce am lecasem, am ajuns după Adrian Pătrașcu la Club Violet. Când iau cablul și mă duc după el la baie, vedem ce face. Este pupitru, nu aici. Aici este locul de inspirație sau ce se întâmplă? Îmi cer scuze, m-am rușinat puțin. Nu mă așteptam. Ce se întâmplă? Meditați înainte de petrecere? Nu, aici mă relaxez. Inspirația îmi vine acasă pe Și unde este celebrul covor de yoga? De... Există un covor roșu, după cum observați. Sper că n-ai stat jos pe acolo. Nu. De obicei stau pe canapea. Am venit... am înțeles că pui muzica aici și vrem să-ți luăm un interviu. Hai în partea cealaltă să... O secundă. Vedem mai bine. Să arunc guma, că nu e cuvincios. Hai că se uită o grămadă de telespectatori și n-aș vrea să mă vadă... Bine, hai, te așteptăm acolo. Au, mamă, că e a doua oară când mă suni. Înțelege că nu... Ce vrei, să vin să deranjez lumea? Hai, mai lasă-mă un pic, că iau lui Adrian interviu acum și... Să română, să română. Hai că, uite, te pupă. E cu mine. La 30 de acasă, doamne. Hai, să rămână. Mersi, te iubesc, te pup. S-a rezolvat? Da, mă, mersi mult, da? Mersi frumos, să rămână. Oricum, iată, l-avem pe Adrian Pătrașcu lângă noi. DJ Adrian Pătrașcu, spune-mi ce se întâmplă aici în această seară. Am încântat deja atmosfera. Am început cu un deep house, a intrat funky și el pune în general undeva mai jos, spre funky. Și atunci am început cu un deep house și m-am dus ușor spre tech, dar un tech foarte liniștit. M-a așezat la 123 BPM cu un groove extraordinar, foarte liniștit. Atât cât trebuie pentru un warm-up potrivit. Exact, atât cât trebuie și momentan fac warm-up, am un fel de rezidență la Violet și piese de main am extraordinar de multe, aștept momentul să-mi intru în pâine, ca să zic așa. Am înțeles că pâinea e cam scumpă, ai grijă în zilele astea că... Păi dacă e prea scumpă, mergem pe sistemul comunist, bem un sfert de pâine. Știi că înainte se cumpăra câte jumate sărna, vreau și eu jumătate de pâine pe vremea lui Ceașcă. Părinții mei nu că au fost înstărit, tatăl meu era aviator și avea un salariu oarecum ok. E bine să zic asta, nu știu. Părinții mei aveau un salariu ok, pe vremea lui Ceaușescu o ducea mai bine decât o duc acum. Să știi că nu sunt fată să mă impresionezi, continuă. Ideea e oricum că pe vremea respectivă exista casa de comenzi. Și de acolo mai puteai să procuri câte o bucată de carne macră, cum era pe vremea aia, adică dacă mâncai carne macră, erai un fel de godfather al cartierului. Dacă mai aveai și un video, erai the one. Îți bat vecinii în țeavă? Au început să se cam liniștească, nu prea am probleme. Eu am început prin... 90, am început cu Sepultura, am fost rocker. De fapt, cred că se vede puțin. Așa, și foarte mulți ani am ascultat metale grele și relativ am călit. În ultima vreme au cam îmbătrânit, cei de sus nu fac probleme, eu stau la 8. Cel de la 7, nici atât. În schimb, am probleme cu vecina de la 6, care relativ e și administratoră. Și am făcut oarecum un pact cu ea în urmă cu câțiva ani. Respectiv, nu mai aveam voie să pun între 1 și 4, că atunci adormea femeia. Poți să aștept să îmbătrânească, că după aia nu mai aude bine, știi? Și poți să îi dai blană, cum s-ar spune. Nu, acum e ok. Acum ascult foarte... Mi-am plătit întreținerea. Ăsta e unul din motivele principale pentru care nu mai vine la mine acasă și tot blocul e fericit. Am reușit să plătesc întreținerea, inclusiv... Vecinii mei sunt fericiți, inclusiv eu, că nu mai zicăie nimeni și nu mai primesc bilete în ușă cu... Vă rog frumos să plătiți întreținerea un grup de vecini. Pe bune, chiar am acel bilețel, îl păstrez lângă poza mamei mele.
Da, interesant. Ești mamofil? Ești mamofil? Nu, credeam că ne facem club de mamofili. Cine vrea să intre în clubul nostru de mamofili, ne căutați aici în fiecare joi la Club Violet. Persoana de contact, Adrian Pătrașcu. Mergeți acolo la pupitru. Bună ziua, vreau să mă înscriu și eu la clubul de mamofili. Vreau să spun că sunt cu o întrebare în minus, deoarece vreau să mă leg și de numele tău. De unde Adrian Pătrașcu? Dar bănuiesc că ar trebui să o sunăm pe mami să întrebăm. Surprinzător nu e sinonim cu Adrian Eftimie, cu toate că suntem prieteni. Adrian Pătrașcu practic e numele meu și teoretic numele meu de familie. De fapt e Pătrașcu Adrian, da. Scoate buletinul. Ce? Buletinul la control. Nu am. Păi foarte bine, pentru că în RATB, dacă te prinde cu buletinul, te-ai ars. Sper că nu e roșu. Nu, no, nu, no, nu. No. Hai să vorbim despre producții. Lasă-mă să te întreb eu. Adrian, dar ce se întâmplă cu producțiile? Cum merge treaba? Faci piese? Mă chinui. Am 4 piese, din care doar 2 sunt gata. Sunt foarte leneș. După cum știi, sunt și foarte uituc și împrăștiat. Ideea e că mi-a luat foarte, foarte mult timp să termin o piesă. De fapt, greșit, nu am terminat piesa, sunt pe ultima 100 de metri. Mă chinui de vreun an de zile, vă jur, un an de zile. Am tras vocea, acum mai trebuie doar să modific puțin linia. E vocea ta? Nu, este vocea unei prietene bune de ale mele, Joana. Ea nu prea este pe... Bună, Joana! Bună, Joana! Ea nu prea este pe zona de clubbing. Este pe zona de hip-hop, are un proiect cu cu Grasul XXL, dacă nu mă înșel. Oricum, piesa sună extraordinar de bine. Am să o scop pe piață undeva în vară, mă gândesc eu. Simți când mixezi? Nu știu, sunt foarte extaziat. De multe ori... Bine că nu e excitat. De multe ori îmi intru în film și uit să mai dau și de jocul respectiv, să mai întâmplă să nu-mi stea piesele pe bătaie, pentru că... Ești foarte pătimaș. Sunt foarte pătimaș și nu mai îmi vine să arunc pupitru peste public. Și eu pur și simplu uit să mai dau de joc, uit să mai fac nimica. M-aș duce în fața pupitrului, să mă duc să pun o piesă și după aia m-aș duce în fața pupitrului și m-aș întoarce înapoi să schimb piesa. Înseamnă că pasiunea ta pentru muzică este suficient de mare încât să te facă să uiți de probleme de tot și să nu prea am probleme. Respectiva... Nu prea am probleme. Păi la 80 de ani unde te vezi? Sunt foarte happy. La 80 de ani, la Belu. Nu cred că o să trăiesc atât de mult, sincer. Bine, n-aș vrea... De fapt, Belu e un cimitir ok. Sunt foarte mulți artiști acolo, sunt foarte mulți oameni vrei, de cultură. Vrei cu această ocazie să pun o muzică la mormântare când e să încânt atmosfera? Dacă nu o să faci artroze sau bolile respective, bolile vârstei, cu cea mai mare plăcere. Ți-aș fi recunoscător de undeva de sus. Frățiorul meu aici. Da, da, da. Așteaptă un neorișor, așa. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea lui Adrian, așa? Și dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Sunt Adrian Pătrașcu și DJ Franz. Și urmăriți Kiss on Tour. Not everyone understands how